Cristina Dumitru este cotată astăzi drept una dintre cele mai frumoase femei din lume. Aceasta în urma unui vot cât se poate de exigent, cel al bărbaților 100% maxim. S-a înscris la concursul internațional fără să se gândească la faptul că ar putea fi fericită câștigătoare. Acum are viitorul de partea ei. O agenție de modeling din New York i-a făcut o ofertă generoasă. Are 19 ani și lumea la picioare. La 1,80 m, Cristina Dumitru are și dimensiuni de invidiat. Într-o zi, o prietenă i-a propus să participe la concursul Miss Maxim. Nu a stat prea mult pe gânduri. Nu știam de concurs. O prietenă de-a mea a aflat. M-a sunat să-mi zică să ne înscriem amândouă. Eu n-am fost de acord că nu aveam încredere în mine. Ea a insistat, până la urmă am trimis poze la redacție. Pozele au ajuns la redacție. Băieții de la Maxim le-au analizat și decizia a fost clară. Cristina Dumitru merge în finala internațională. Nici în finală nu mă așteptam să ajung. M-am bucurat foarte mult. Finala a avut loc în Republica Dominicană, unde Cristina a fost însoțită de alte câteva zeci de frumuseți ale lumii. Am stat 12 zile, am avut 2 zile de ședințe foto, o zi de interviuri, restul relaxare, plajă. Fetele erau într-adevăr drăguțe, dar majoritatea mici de înălțime. Experiența din Republica Dominicană a fost una extrem de relaxantă. După întoarcerea în România, Cristina a așteptat mai bine de 2 luni rezultatul. Cu emoție, recunoaște ea. Foarte frică de Rusia, de Miss Maxim Rusia. Cristina Dumitru a câștigat și acum viitorul este de partea ei. Ar vrea să facă o facultate, dar timpul nu este de partea ei. Va pleca pentru 2 ani la New York la o agenție de modeling. Agenția de acolo la care o să mă duc o să se ocupe de tot ce am nevoie acolo, de casă, masă, nu să am probleme. O să stau în apartamentul modelelor cu celelalte modele care sunt la agenție. Cristina își dorește o carieră în modeling. Stilul ei este unul pe care îl adoptă astăzi multe top modele. Cu care prezinți tot timpul haine, ești pasionată de haine, de shopping? Îmi plac hainele, nu foarte mult, adică să fiu disperată, să mă duc în fiecare zi la cumpărături. Are o siluetă demnă de invidiat, dar nu ascunde eforturi și renunțări. Cristina mănâncă orice, nu face sport, dar nici nu se îngrașă. Nu sunt înghețată, mănânc geleuri, mănânc bomboane, orice dulce să fie. Și dacă dieta este neschimbată, nu același lucru se poate spune despre cariera Cristinei. Ședințe foto, prezentări, călătorii în întreaga lume. Viitorul tinerei de 19 ani este unul promițător.